La Alba Iulia, la Sala Unirii în inima României Mare, acolo unde, în 1 decembrie 1918, s-a desăvârșit unirea tuturor românilor într-un singur stat, ne-am gândit și noi să omagem momentul din 24 ianuarie 1859, când principatele române s-au unit într-un singur stat. Fără acest eveniment din 1859, nimic din istoria ulterioară a României n-ar mai fi fost posibil. Nici independența și nici chiar 1 decembrie 1918. De aceea, prin bunăvoința colaboratorilor noștri din țară, Muzeul, Complexul Național Muzeal Neamț și Complex și Muzeul Național Bucovina, am reușit să aducem publicului Alba Iulian o serie de piese pe care, de altfel, n-am fi reușit să le aducem, și publicul Alba Iulian nu prea este obișnuit cu piese dedicate primei uniri, ca să le spunem așa, unirea principate române, deoarece noi în 1859 trăiam într-o altă țară. Ei sunt obișnuiți cu 1 decembrie, dar cu 24 ianuarie nu sunt obișnuiți. Pe lângă copia originală a Convenției de Pace de la Paris, mai avem piese cu semnătura lui Alexandru Ioan Cuza, puze cu Alexandru Ioan Cuza pe catafact, piese destul de rare și piese care nu sunt prea arătate în manualele de istorie, pentru că nu este un moment fericit să-l vezi pe Alexandru Ioan Cuza pe catafact, dar face parte din istoria noastră. De la Târgu Jiu am venit. Da. Am simțit, da, nevoia să vin să văd și eu. Eu am stat în Italia 16 ani și am venit acum din Italia și am fost și pe 1 de ziua decembrie, de ziua României, pe 1 decembrie. Și am simțit nevoia să vin și acum. E foarte frumos aici, sunt foarte multe lucruri de văzut aici. Da, mi-a plăcut foarte mult, chiar simțeam nevoia să intru. Am simțit o bucurie imensă să joc alături de... Și portul este foarte frumos, portul nostru din România. Văd că tinerii sunt însetați de să descopere rădăcinile noastre, văd că vor să poarte portul nostru. Ce se pare expoziția? Da, este foarte frumoasă, sunt foarte multe lucruri de văzut aici. În momentul a fost foarte frumos, mi-a părut bine, expoziția la fel și, ce să zicem, la mulți ani în România și toate cele bune. O zi importantă. Am o melodie, dacă se poate, adresată tuturor românilor care sunt plecați din țară, prin care îi chem să vină înapoi în țară, și care sună în felul următor. Oriunde v-ați afla în lume, veniți acasă, dragi români, în vatra Daciei străbune, veniți acasă, oameni buni. În România cea frumoasă, aici noi suntem acasă, aici e locul nostru în lume, în vatra Daciei străbune. Veniți acasă, dragi români, veniți acasă, oameni buni, că vor veni și vremuri bune în vatra Daciei străbune. La mulți ani români, la mulți ani România! Da, minunat, magic, da. Expoziția? Interesantă. Ce ați văzut? Costumele, în primul rând, costumele care încă nu am știut că există, că au existat. Actul, în sine, da, frumos organizat. Ce exponate ați adus și care sunt cele mai interesante? Da, Complexul Muzeal Național Neamț deține în colecțiile sale bunuri care au aparținut familiei Cuza, dat fiind faptul că principesa Elena Cuza a locuit în ultima parte a vieții sale la Piatra Neamț. Sunt, în primul rând, o tavă din argint cu monograma lui Alexandru Ioan Cuza, foarte importantă pentru că este singurul obiect muzeal cu acest tip de monogramă, o monogramă în care inițialele domnitorului nu sunt surmontate de coroana princiară, ci coroana suprapune inițialele AC. De asemenea, sunt obiecte de artă decorativă, obiecte personale care au aparținut Elenei Cuza și, în ultimul rând, documente, acte care atestă existența primei proprietăți a Elenei Cuza de la Piatra Neamț, de fapt a singurei case pe care Elena Cuza și-a construit-o în timpul vieții sale. Suntem din Galați, reprezentăm Asociația Culturală Tomis, filiala Galați, și este pentru prima dată în acest an când sosim la Alba Iulia, am putea spune premieră națională, pentru prima dată, uniforme Cuza la Alba Iulia. În spatele meu, după cum vedeți, sunt doi colegi,
sunt echipați în uniforme, în replici ale uniformelor vremii respective. Avem grănicerul din cordonul Dunării, cel care este cu căciula, cu fundul căciulii roșii, și alături purtătorul de drapel este grănicerul din cordonul munților, după cum vedem, același echipament simplu al țăranului român, care are culoarea verde. Un asemenea echipament a rămas în dotarea armatei principatelor, dotarea armatei române, până în 1872. Deci un echipament simplu, grănicerii fiind trupe teritoriale. Alături de mine, pentru prima dată la o manifestare de reconstituire istorică, studentă la facultatea din Galați, avem un echipament de vivandieră. În armata României au fost și copii și doamne. Vivandierele au fost acceptate începând cu 1850-1860 până către 1866, când apariția noilor structuri în ceea ce privește intendența și partea de logistică în armată a unei armate moderne a impus dispariția dânselor. Rolul vivandierilor erau doamne de o conduită morală ireproșabilă, soții ale subofițerilor sau gradaților din armată, erau câte două vivandiere repartizate pe fiecare companie, păstrează în echipament elemente specifice armii respective. În fața dumneavoastră, după cum vedeți, o vivandieră din infanterie. Distribuiau militarilor, suplimentau rația de hrană și un pic băuturi și țigări. Pentru prima dată în România, un document extraordinar legat de istoria românilor, o copie oficială a Convenției de la Paris din 1858, cea de-a doua Constituție a românilor, putem să spunem, cea care a marcat și a dat voie să se întâmple la 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor, este expusă aici în Sala Unirii. Copia a fost achiziționată de un colecționar privat din județul Alba și iată în Sala Unirii pentru prima dată expusă. Ea a fost achiziționată cu suma de 31.000 de euro în decembrie anului trecut și iată că cei care vin în Sala Unirii pot să o vadă până pe 23 martie. Spun, un act extrem de important pentru istoria noastră, o piesă rară care ne bucurăm să o avem aici la Alba Iulia.